În acest weekend, la Roman are loc cea de-a șasea ediție a Târgului de Gustar, dedicat celor interesați de lumea satului, așa cum era ea odinioară, dar și de păstrarea, încurajarea și promovarea meșteșugurilor, care mai pot fi întâlnite în unele zone rurale. Evenimentul începe vineri, 21 august. Cum bine se știe, de-a lungul timpului, Romanul a găzduit peste 12 ediții a Târgului Meșteri Populari, dar la o perioadă, la cererea o parte din meșterii populari, am decis ca la Roma să organizăm două ediții a târgurilor. Târgul din mai, Târgul Meșteri Populari, și târgul din luna august, numită după luna august și Târgul de Gustar. La acest târg vor participa în jur de 50 de meșteri populari care vor expune din diferite meșteșuguri tradiționale, precum ceramică utilitară, ceramică decorativă, turtă dulce, produse alimentare, împletituri de nuiele, haine de piele, tot ce înseamnă tradiție și port popular. Decizia de organizare a târgului în luna august nu a fost deloc întâmplătoare. Numai că noi, la cererea meșterilor, și considerăm, mai având în vedere că acum în luna august sunt o parte din conționarilor care sunt plecați afară, ne-am gândit că este foarte bine să revadă tradițiile noastre populare, autentice.